Bună ziua! Tema acestei întâlniri o reprezintă rezultatele obținute de structurile Ministerului Afacerilor Interne și ADICOT în lupta împotriva infracționalității. Alături de mine se află doamna procuror Mihaela Porime, din partea ADICOT, și domnul chestor Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne. Pe lângă misiunile specifice din această perioadă, pentru prevenirea și combaterea răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus, Ministerul Afacerilor Interne desfășoară și activități complexe pentru prevenirea și combaterea infracționalității. În acest an au fost desfășurate 1.124 de acțiuni operative, dintre care 355 au fost operațiuni de amploare, în cadrul cărora s-au desfășurat 3.434 de percheziții domiciliare. În urma activității Ministerului Afacerilor Interne, ADICOT și a celorlalți parteneri, au fost destructurate 372 de grupări de criminalitate organizată. Astfel, au fost reținute 1.203 persoane, arestate preventiv 1.038, iar 700 au fost deja trimise în judecată. Așa cum știți, în luna martie a fost mediatizat un caz, o bandă specializată în Occident, în furturi de bancomate, caz de care ați luat la cunoștință la vremea respectivă. În noaptea care a trecut, după misiuni operative complexe, a fost capturată o a doua grupare infracțională care acționa în același mod. Îi dau cuvântul domnului secretar de stat să vă ofere detaliile în timp ce aveți și imagini din momentul flagrantului și acțiunii operative. Vă mulțumesc, domnule ministru. Bună ziua tuturor. În ultimele săptămâni, colegii mei polițiștii, sub coordonarea procurorilor DICOT, au desfășurat investigații privind mai multe furturi și tentative de furt din bancomate. Modul de operare folosit de autori a fost prin utilizarea unor mecanisme artizanale prin substanțe explozibile provenite din surse de aprovizionare internă. În operațiunea ATM au fost angrenați polițiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale, Direcției de Operațiuni Speciale, bineînțeles specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică. În urma acestor activități, noaptea trecută au fost prinși în flagrant, în județul Vrancea, 4 bărbați cu vârste cuprinse între 29 și 34 de ani, din județul Galați, care încercau să sustragă o sumă de bani dintr-un bancomat. Pe parcursul intervenției s-a folosit armamentul din dotare, întrucât persoanele bănuite au încercat să fugă. Se deplasau cu un autoturism cu numere false, iar urmarea intervenției operative, cei patru au fost prinși imediat după locul faptei. În urma prinderii în flagrant nu au rezultat victime, nici din rândul autorilor, nici din rândul colegilor mei. În cadrul operațiunii de prindere în flagrant, colegii mei au fost sprijiniți de Inspectoratul General al Aviației din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. De altfel, sprijinul acestor colegi din IGAV poate fi văzut și în înregistrarea video pe care o punem la dispoziție. La fața locului am fost sprijiniți de procurori din cadrul DICOT, iar
Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat că cei patru bărbați au folosit același mod de operare, același dispozitiv artizanal, în conținutul căruia se introducea praf de pușcă din cartușe de vânătoare. În momentul comiterii faptei, cei patru autori erau echipați în combinezoane de protecție și pe cap aveau diferite elemente de vestimentație pentru a le acoperi zona feței. Ulterior prinderii în flagrant, anchetatorii au efectuat 12 percheziții domiciliare la locuințele celor în cauză și ale complicilor acestora. Precizez faptul că doi dintre cei patru autori sunt cercetați cu privire la alte fapte comise anterior pe teritoriul național. De asemenea, deținem date cu privire la implicarea acestora și în comiterea altor fapte de acest gen, cu același mod de operare, comise pe teritoriul altor state din Uniunea Europeană. În acest context vom coopera în continuare cu autoritățile din aceste state pentru documentarea întregii activități infracționale a persoanelor în cauză. Doresc să subliniez foarte buna colaborare cu procurorii DICOT în soluționarea acestui caz și să le mulțumesc atât procurorilor cât și colegilor mei pentru modul în care s-au implicat, efortul depus în ultima perioadă, în ultimele săptămâni. Fără efort și pasiune, nu puteam să ajungem la acest rezultat. Vă mulțumesc. Doamna procuror. Mulțumesc. Aș dori să subliniez faptul că activitatea infracțională a acestei grupări a fost documentată în doar o lună de zile, perioada în care procurorii DICOT, împreună cu ofițerii de poliție judiciară, au administrat un probatoriu suficient pentru ca persoanele cercetate să poată fi trase la răspundere penală. La acest moment au loc audieri la sediul DICOT, Serviciul Teritorial Galați, iar în cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, furt calificat și nerespectarea regimului materialelor explozive. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și vă rugăm să respectați normele de protecție sanitară pentru a vă proteja sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. Doar împreună și responsabili putem reuși. O zi bună! Să vă mulțumim pentru filmul.